În cadrul unei conferințe de presă, Batrânci a declarat că este dreptul opoziției de a înainta candidații la funcția de membri CEC, iar legea nu scrie că aceștia ar trebui evaluați și apreciați de partidul de la guvernare. Cu toate acestea, în urma unor consultări, cei din bloc au aflat că unii candidați nu sunt agreați pentru această funcție. Au fost aduse careva argumente care, în opinia noastră, sunt politice și care sunt absolut subiective. Noi am înaintat 3 oameni pregătiți, profesioniști și care, la sigur, pot fi membrii Comisiei Electorale Centrale. Noi nu vom schimba și nu vom modifica lista candidaților propuși, noi rămânem cu aceeași listă. Dar acest blocaj de numire a candidaților noștri nu înseamnă și nu reprezintă nimic altceva decât introducerea controlului politic asupra Comisiei Electorale Centrale din partea Partidului de Guvernare PAS. Mai mult, Batrânci este convins că încăpățânarea guvernanților are un singur scop, cel de a pune mâna pe CEC. Iar despre asta ne vorbește și modul în care au fost repartizate fotoliile de conducere în cadrul instituției, mai susține Batrânci. În perioada anterioară a fost o practică când chiar și președintele Comisiei Electorale Centrale era propus de opoziție. Și puteți urmări că 6 membri a CEC-ului, unul din partea doamnei Maia Sandu și 5 din partea majorității parlamentare a PAS-ului, deja au desfășurat alegerea organelor de conducere și toate 3 funcții de conducere au împărțit între acești 6 membri ai Comisiei Electorale Centrale. Acest lucru este pe departe democratic, este perfect antidemocratic și acest lucru, la sigur, va fi adus la cunoștință tuturor partenerilor dezvoltare Republicii Moldova. Nici în perioada lui Plahotniuc nu s-au permis aceste lucruri. Ca membrii de partid, avocații, juriștii partidului să ajungă judecătorii la Curtea Constituțională, să ajungă avocații poporului, să ajungă membrii Comisiei Electorale Centrale, iar cealaltă parte a societății ca și cum nu există. Am încercat să luăm legătura cu serviciul de presă al Comisiei Electorale Centrale și cel al Partidului Acțiune și Solidaritate pentru a le oferi dreptul la replică. Nimeni însă nu a răspuns apelurilor noastre.